Părinte, nu îmi pare rău că mor, îmi pare rău numai că nu mă mai pot duce la biserică. Vă dați dumneavoastră seama, îmi pare rău că nu mă mai pot duce la biserică. Ea drăguța în simplitatea ei, în nevinovăția ei, în curăția ei, nu-și dădea seama că dincolo, tot în biserică, va fi permanent. Dar ea era atât de legată de biserica asta, de pe pământ. Și așa ar trebui să fim cu toți. Biserica era viața ei. Credincioasă de 95 de ani, pe care o cunosc de mai mulți ani de zile. Când o vezi, îți dai seama că chipul ei e transfigurat, e plin de lumină, plin de lumină, de o bunătate, de o curăție sufletească, o vorbă dulce, vorbă fină. Îmi spunea, Părinte, bucuria vieții mele a fost biserica și Sfânta Liturghie. Bucuria vieții mele. Ce n-am avut altă bucurie mai mare în viață ca liturghia. Și acum, la 95 de ani, venise, deși era suferise o mică paralizie, o adus-o cum o adus-o la biserică și era prezentă la resfințirea acelei bisericuțe. Bucuria vieții mele este liturghia. Cine poate să spună așa? Sau câți pot să spună lucrul acesta? Asta înseamnă că ea respira în biserică. Era una cu taina bisericii, cu liturghia. Nu era, pentru ea nu era nimic mai drag, mai frumos, mai bun decât liturghia bisericii. Altă credincioasă despre care mi-a vorbit un preot, tot la această sfințire din august trecută, în al presfințite, mi-a spus părintele, am înmormântat de curând o credincioasă tot așa peste 90 de ani și pe patul morții am spovedit-o și îmi spune, Părinte, nu îmi pare rău că mor, îmi pare rău numai că nu mă mai pot duce la biserică. Vă dați dumneavoastră seama, îmi pare rău că nu mă mai pot duce la biserică. Ea drăguța în simplitatea ei, în nevinovăția ei, în curăția ei, nu-și dădea seama că dincolo, tot în biserică, va fi permanent. Dar ea era atât de legată de biserica asta, de pe pământ. Și așa ar trebui să fim cu toți. Biserica era viața ei. Zicea, nu-mi pare nimic de rău, nu-mi pare pentru nimic rău. Pare rău că nu mă mai pot duce la biserică. Extraordinar. Sau o altă credincioasă, întrebată fiind de nepotul ei, teolog și doctor în teologie, foarte evlavioasă și aceasta, foarte rugătoare, nelipsită de la biserică, dar femeie simplă. Și o întreabă la Galație, un sat lângă Galație, Mamaia, spune-mi ce simți când te rogi? Că văd că te rogi cu atâta drag. Și zicea, măi copilă, ce să simt? Parcă îmi crește inima, că mă rog, îmi crește inima. Și îi simt pe toți oamenii, parcă în sufletul meu, în inima mea. Și mi-i zdrași toți oamenii. Și mi se dilată inima, auziți. În rugăciune, într-adevăr, ni se dilată inima, ne crește inima. Îi cuprindem pe toți oamenii. Nu mai suntem capabili să judecăm, să condamnăm, să vedem răul în ceilalți, ci numai în noi înșine. Vedeți ce lucrează Dumnezeu? Pe asta e lucrarea lui Dumnezeu. Că nimeni nu poate să ajungă la o inimă compătimitoare, la o inimă bună, plină de iubire, dacă nu ar lucra Dumnezeu în viața omului respectiv, da, credinciosului respectiv. Și Dumnezeu ne transformă pe toți.